O încercare de numire a reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale grădinițelor, școlilor și liceelor din oraș a avut loc joi. În funcție de culoarea politică, aleșii locale au venit cu propuneri, urmând ca apoi acestea să fie votate. Deci rămân cele trei propuneri, doamna Gogea, pe care le-ați făcut, Vescant, Ibil și Vida. La Dragoș Vodă. Mai sunt și alte propuneri. La Dragoș Vodă propunem pe Marius Voina. Dar nu este în comisie. Ați întrebat. Da, nu te-a trebuit și Fodor Vasile. Da, haideți să notăm, pentru că dacă trecem în 21 de sări, sunt 21 de școli, 6 persoane ca propunere, să le putem nota și să putem face buletin de vot. În timp ce consilierii locali făceau propuneri pentru membrii în consiliile de administrație ale celor 21 de unități de învățământ din Sighetul Marmației, primarul Horia Scubli a propus amânarea acestui subiect pentru a se ajunge la o înțelegere între partide. Eu aș vrea să vă fac o propunere. Și anume să amânăm acest punct. Eu vă fac o propunere, dumneavoastră, luați orice decizie, eu nu votez și am să vă spun de ce. Tradițional, așa cum comisiile de specialitate se alcătuiesc printr-o înțelegere nestatuată în niciun document în așa fel încât fiecare partid să aibă reprezentanți acolo, dacă ajungem în virtutea de a propune, de a ne propune membrii fără să ne înțelegem dinainte, există șansa ca cei care au majoritate la vot în momentul respectiv, probabil nu asta reprezintă, să-și pună ei toți oamenii, lăsând pe ceilalți reprezentanți fără oameni. Și mi s-ar părea corect ca în Consiliul de Administrație să fie din fiecare parte. Și viceprimarul Ildică Bereș și-a exprimat nemulțumirea față de câteva persoane nominalizate pentru Consiliile de Administrație în școli și a cerut să fie regândite aceste propuneri. În momentul în care vrem să propunem niște persoane care să facă parte dintr-un Consiliu de Administrație unde se iau niște hotărâri foarte serioase, atunci trebuie să avem și niște persoane care să cunoască ceea ce se vorbește într-un consiliu și să cunoască lucrurile asupra cărora se votează. Eu am auzit niște nume, nu vreau să jignesc pe nimeni, care efectiv n-au ce să caute într-un consiliu local. De administrație. Într-un consiliu de administrație a unei școli. Pentru că sunt oameni care abia au trecut 9 clase sau 10 clase și nu peste mult timp vine și o să aibă idei și o să ia niște măsuri asupra lucrurilor ce se întâmplă în școală. Proiectul urma să fie reluat la finalul ședinței de Consiliu Local, după ce aleșii locali s-ar fi întrunit într-o ședință de îndată ca să se pună de acord asupra propunerilor, însă nu s-a mai revenit asupra acestui punct.